Hai, salut fraților, bine v-am găsit la un nou video pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom face un test care zic eu că este foarte, foarte interesant. Am adus la Accrington Stanley cei mai buni jucători din FIFA pe fiecare post. Însă înainte de a spune mai multe, haideți să vă prezint echipa pe care am alcătuit-o. Aceasta este, fraților, echipa pe care am alcătuit-o pentru acest meci. După cum puteți vedea, am adus pe fiecare post cel mai bun jucător posibil din FIFA 17. Așa că avem Ronaldo, cel mai bun left winger, 94 over, cel mai bun striker, Suarez, 92, cel mai bun right winger, Messi, 93, cel mai bun 3 mijlocași, 2 KM, Modric de 89 și Pogba de 88, cel mai bun KM, Mesut Özil de 89, cel mai bun right back, Lam de 88, cei doi fundași centrali de 89, Ramos și Boateng, cel mai bun left back, Alaba de 86 și cel mai bun portar, Manuel Neuer de 92. Aceasta este, fraților, și echipa pe care o va înfrunta generația 2017. Avem pe Roger Milla, pe Eric Cantona, pe Bu Yung Cha în atac, apoi pe Zico Boniek și Rivelino la mijloc și ca fundași Fachetti, Onopko, Trezor, Carlos Alberto și în poartă Ravelli. Vedem și rezervele, jucători fabuloși și printre rezerve ca Leonardo, portarul Shilton sau Jean-Pierre Papin, fostul jucător al lui Marseille. Vedem și pe Rudi Völler pe aici sau pe Patrick Koeman. De asemenea avem și pe ABD Pele în lista de rezerve. O echipă foarte, foarte puternică, chiar sunt curios ce va ieși. Și da, sunt sigur că va fi un duel echilibrat și chiar nu pot da seama care echipă va câștiga. Deși dacă să ne uităm la OVR-uri, această echipă de jucători care s-au retras pare mai bună. După cum ați văzut, fraților, aceea este echipa pe care am adus-o la Accrington și astăzi vom face un match între cea mai bună echipă de FIFA din zilele noastre împotriva cele mai bune echipe de FIFA cu legende. După cum probabil că știți, la Rest of World se găsește o echipă numită Classic 11 în care găsiți unele dintre cele mai mari legende din FIFA. Este o echipă formată numai din foste staruri ale fotbalului, o echipă foarte bună. Nu include legendele din FIFA Ultimate Team, ci pur și simplu alte legende, jucători reale însă care au jucat la cel mai înalt nivel la timpul lor. Și vreau ca în acest video să comparăm dacă generația actuală de fotbaliști este sau nu mai bună decât o echipă formată din jucători din mai multe generații care au jucat în anii 80, în anii 70, anii 60 și așa mai departe. Sunt jucători foarte, foarte buni la ambele echipe. Vom vedea imediat și echipa de legende pentru a vedea despre cine este vorba. Iată-o, Ravelli în poartă, apoi Carlos Alberto, Trezor, Okopko, Fachetti. La mijloc îl avem pe legendarul Zico, pe Boniek și pe Rivelino. Iar în atac, Roger Milla, Cea și de asemenea Eric Cantona. O echipă extraordinară, fraților. Mi-a spus în episodul trecut să simulez meciurile de acum înainte, să nu le mai joc eu, așa că asta facem și astăzi. Și a început partida cu echipa actuală, echipa vedetor din ziua de azi, în atac. Iată-l pe Ozil, care joacă pe postul de KM Ozil astăzi, pasându-l lui Modric. Chiar sunt curios ce va ieși, două echipe foarte apropiate ca valoare, zic eu. Sunt curios însă care dintre ele va ieși câștigătoare astăzi. Pogba, iată, pasa mingea unge la lui Suarez. Suarez avansează, îi trimite lui Paul Pogba. Mingea unge acum la Mesut Ozil. Iată-l pe Ozil, întorcându-se, trimițându-l lui Modric. Modric o pasă pe culoare la Cristiano Ronaldo. Ronaldo cu centrarea respinsă bine și balul nu le se naut. Ei, avem primul corner a acestei partide. Este pentru formația, pentru Dream Team-ul din anul 2017. Centrează Ronaldo, Suarez, aproape de gol lui Suarez. Prima mare ocazie a meciului, însă jucătorii echipei adverse se resping foarte bine. Acum iată pe Boniek. Boniek avansează foarte bine. Este pe culoar, Boniek se întoarce frumos, pasează pentru Roger Milla. Roger Milla, pentru cei care nu știu, este inventatorul celebrărilor din FIFA. Datorită lui, toată lumea celebrează golurile. El a fost primul care a făcut această celebrare, care și-a celebrat golul. Probabil că știți, a fost într-o reclamă la Coca-Cola, Roger Milla, în urmă cu vreo 7 ani, din câte mi-amintesc eu, și atunci era... Atunci am auzit și eu de el, sincer. Iată-l pe Fachetti acum. Fachetti
pasează pentru Rivelino. Rivelino depozita foarte bine și Ronaldo îi trimite lui Suarez. Poate fi contraatacul Dream Team-ului din 2017. Pasă pentru Modric. Din nou Suarez îl vede pe Pogba. Paul Pogba deocamdată domină jucătorii din ziua de astăzi. Joacă mai bine. Poate totuși că și stilurile de joc sunt diferite. Știți și voi probabil, se juca total altfel în trecut fotbal. Dar acum pe Luis Suarez, pasându-i lui Filip Lam, foarte bine, Filip Lam avansează înapoi la Modric. Luka Modric, din nou pentru Filip Lam, Lam înapoi la Messi. Messi se întoarce, Lionel Messi, o centrală lui Messi pentru Suarez, respinsă bine, iată, în sfârșit o acțiune. Acum Bonei recuperează, pasă la Roger Milla, foarte bine însă, intervine Filip Lam. Care îi trimite lui Modric. Luka Modric acum pasă la Mesut Ozil. Ozil mai departe către Luis Suarez. Suarez se întoarce. Luis Suarez blocat. Arbitru nu dă faul pentru că probabil că nici nu a fost. Contraatacul echipei de jucători din trecut este blocat foarte bine. Luis Suarez acum. Luis Suarez se întoarce bine. Suarez. Suarez blocat până la urmă. Mingea este respinsă. Eric Cantona încearcă să preia. Nu reușește însă să facă acest lucru. Luka Modric pasă la Suarez. Un meci foarte închis, fără nicio ocazie deocamdată. Doar aceea lui Suarez din startul meciului. Din nou Suarez la Modric. Ce mă surprinde este însă că echipa de Classic Eleven nu joacă mai lucruri. Iată o pasă la Ronaldo. Și șut foarte bun, nu a fost Ronaldo, a fost Mesut Ozil. Ozil este blocat, portarul respinge corner și atât Ozil, primind și un cartonaș galben pentru intervenția de mai devreme. Bate Ronaldo acest corner, centrala lui Ronaldo care către Messi, care însă este mult prea scurt pentru a face ceva. Pasă acum pentru Roger Milla, pot pleca la atac jucătorii din Classic Eleven. Roger Milla, viteză foarte bună, Messi tot zilul presează, Milla, centrala lui Milla și Eric Cantona sare, însă nu ajunge la acest balon. Mare ocazie și pentru cei din Classic Eleven, o primă fază importantă și la poarta lui Manuel Neuer, că deocamdată nu prea a avut nimic de apărat. Paul Pogba acum. Pogba pasă către Modric. Modric întoarce la Pogba. Leo Messi are balonul. Leo Messi avansează foarte bine. Centrala lui Messi către Ronaldo. Nu ajunge Ronaldo la minge. Ce echipa avem în față. O echipă cu Messi și Ronaldo. Pare un dream team, pare un vis interzis pentru orice fan al fotbalului. Se vadă pe Ronaldo și pe Messi în aceeași echipă. Iată-i totuși astăzi jucând pentru aceleași culori și cine știe ce ne vor mai aduce acești jucători fabuloși. Carlos Alberto pasă la Cantona. Cantona blocat foarte bine de Jerome Boateng. Manuel Neuer are balonul, degajarea lui Neuer. Avem jucători de la Barcelona, de la Bayern München, de la Real de Madrid. Avem un jucător și de la Man United, este vorba de Pogba și un jucător de la Arsenal, Mesut Ozil. Iată-l pe Suarez, cel fost jucător în Premier League la Liverpool. Luis Suarez pentru Messi. Lionel Messi ține de minge Messi, încearcă să se întoarcă, îi pasează lui David Alaba. Alaba înapoi la Messi. Messi avansează, încearcă să îi pasează cuiva Messi, îl văd cam nehotărât pe decarul echipei. Leo Messi ținut bine de Zico, o altă mare stea fotbalului Zico. Pasă către Modric acum. Modric mai departe la Cristiano Ronaldo. Ronaldo ține de balon. Ce remarc eu este că atunci când pui echipele să simuleze un meci, au un stil de joc total diferit față de cel pe care îl vedem noi în mod normal în FIFA 17. Asta este totuși interesant. Pauză, fraților. Este 0-0 după 45 de minute în acest meci. Fără goluri deocamdată. Două șuturi pentru Dream Team-ul din 2017 și niciun șut pentru cei din Classic Eleven. Însă mai este o repriză de jucat și poate că aici vom vedea mai multe faze de poartă. Dacă nu, fraților, dacă suntem egal, vom da la penaltul și vedem acolo cine câștigă. Iată-l pe Ceacu, pasă către Zico. Eric Cantona acum. Cantona pasează către Zico. Zico are balonul. Pasă bună către Rivelino. Rivelino și scoate Neuer. Prima ocazie a celor din Classic Eleven. Rivelino cu un șut foarte frumos. Neuer însă apără. Cel mai bun portar din FIFA 17. Manuel Neuer apără. Începe mingea acum David Alaba după un foul. Pasă către Ronaldo. Cristiano Ronaldo trimite balonul în out. Nu poate să-l controleze. Și Cea va arunca de la margine. Cea trimite lung către Zico.
Zico către Carlos Alberto. Alberto către Cantona. Cantona mai departe la Boniek. Boniek către Roger Mila. Roger Mila înapoi la Boniek. Pasă în spate către Facchetti. Facchetti cu o centrare. Acolo nu este decât Sergio Ramos, care respinge balonul în aut. Cristiano Ronaldo are balonul, pasă către Modric. Luca Modric către Paul Pogba. Minutul 55 al partidei, în continuare 0-0. Pogba o pasă lungă către Suarez, blocată foarte bine. Zico acum. Zico către Rivelino. Rivelino către Boniek. Boniek către Roger Mila. Roger Mila pasă către Boniek din nou. Boniek foarte bine la Zico, din nou Rivelino, pasă la Rivelino, care însă nu poate să țină de minge. Boniek este blocat și pot pleca pe contraatac jucătorii care activează în 2017. Pasă către Modric, Modric mai departe la Suarez. Luis Suarez către Mesut Ozil. Ozil pentru Cristiano Ronaldo. Ronaldo a încercat să întoarcă la Alaba, care a venit destul de față, însă sunt blocat bine. Carlos Alberto, minutul 62, în continuare 0-0. A avut o fază importantă la începutul repriziei secunde, însă s-au mai calmat lucrurile. Zico. Zico pasă către Boniek. Boniek pasează foarte bine către Carlos Alberto. Carlos Alberto întoarce și îi trimite o centrare bună în centru, la care este însă Manuel Neuer. Degajează Manuel Neuer către lui Suarez. Suarez bloca foarte bine. Jucătorii din Classic Eleven încet, încet încep să aibă poziția balonului. Nu mai au probleme în a ține de minge. Boniek acum bloca foarte bine. Boniek și poate fi contraatac pe case Ronaldo. Însă aparent inteligența artificială din FIFA nu judecă prea bine fazele importante. Iată-l pe Cristiano Ronaldo, pasă către Mesut Ozil. Ozil, faultat Ozil aici, de Zico, cred. Și este lovitura liberă pentru cei de la din echipa de aur din 2017. Iată schimbare, este Boniek, intră Abedi Pele. Intră Abedi Pele în locul lui Boniek. Iată o altă mare vedetă din lumea fotbalului, un alt fost mare jucător, intră pe teren în minutul 71. În continuare 0-0, în continuare nimic interesant. Dă o schimbare și la Accrington, intră Husin în locul lui Pogba. Dacă vă întrebați cine este acel Husin, este un jucător de la Accrington pe care a rămas printre băieți. N-am mai adus pe altcineva în afară de acești 11 jucători. Acum o centrare și minge este în aut. Iată o nouă schimbare, văd, este și Modric, intră Sinclair clar. V-am zis, câțiva dintre jucătorii au rămas de la veche echipă și atâi acum intrând pe teren. Chiar sunt curios ce vor face. Rămâne de văzut. Luis Suarez ține destul de bine de minge, trimite lui Clar, iată-l pe Clar. Iată cum se apără cei din Classic Eleven, cu toți fundașii la mijlocul terenului, foarte interesant. Philipp Lahm acum pasă către Messi. Messi în duel cu Facchetti. Messi are viteză mai bună, să Facchetti are forță. Facchetti are forță foarte bună. Conti acum pasă către Facchetti. Rivelino către Eric Cantona. Cantona mai departe la Carlos Alberto. Alberto către Cea. Iată-l pe Cea avansând aici. Minutul 81. Trezor cu centrarea către Cantona. Resping bine băieții în roșu. Iată-l acum pe Abedi Pele. Abedi Pele, Clair se descurcă. Iată-l pe Clair cât de bine, deși are undeva la 60 o vreme, se descurcă bine. Contraatac acum, Cristiano Ronaldo poate dea drumul către Ozil, o face. Mesut Ozil scapă spre poartă. În loc să-i trimită lui Suarez, la lege pe Ronaldo. Ronaldo pe bandă, centrarea lui Ronaldo. Resping cei din Classic Eleven. Iată-l acum pe Trezor. Trezor avansează, pasă către Cea. Minutul 86. Se complică lucrurile, ne apropiem de finalul meciului. Clair pentru Suarez. Suarez la Messi. Leo Messi ține de balon foarte bine. Lui Suarez acum îi trimite Cristiano Ronaldo, șeptarul lui Accrington, către Clair. Iată-l pe Clair. Meci foarte bun către Clair, pentru Clair. O pasă bună către Messi. Blocați, ne apropiem de finalul meciului. Se mai poate oare întâmpla ceva sau va fi egalitate perfectă între cele două generații? Asta rămâne de văzut. Suarez mingea se îndreaptă către el, însă o copcă este acolo. O nopcă din nou, Conti acum.
Minutul 90, 2 minute de prelungire, probabil ultima fază a meciului va fi acum. Și este final de meci, fraților, 0-0 după 90 de minute între cea mai bună echipă din 2017 și cea mai bună echipă care a existat vreodată în fotbal, evident cu câteva excepții, printre care Zidane, Maradona sau Pele. Doar 3 șuturi am avut, însă totul se va decide la loviturile de departajare, care încep acum. Aceștia sunt executanții, prieteni. Hai să vedem care echipă se va impune. Primul care bate este Luis Suarez. Luis Suarez față față cu Ravelli. Oare va reuși Suarez să deschidă scorul? Suarez, gol! Marchează Suarez. Ravelli aproape să scoată. Rivelino, numărul 8. Rivelino se pregătește să trimită spre poartă. Va reuși oare să înscrie Rivelino? Rivelino, gol, bară gol. Mi s-a părut că arată Rivelino, însă nu a fost bară gol. A bătut perfect Rivelino. Cristiano Ronaldo este următorul pe listă. Ronaldo își face pași. Ronaldo se trează să se poartă. Ronaldo apără Ravelli. Ce slab a trimis Ronaldo și Ravelli apără. Roger Milla este următorul executant. De pe african, Roger Milla, plasa laterală, gol, 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 gol. David Alaba, următorul care va șuta. Alaba, gol, gol, David Alaba. Abedi Pele urmează pe listă. Abedi Pele, un pas, doi, Pele, bară pe Abedi Pele. Ce ratare pentru Abedi Pele. Leo Messi, Messi pe mijlocul porții, gol Messi. Urmează Cea, Bo-Young Cea, Cea ratează, Cea, sud-coreanul Cea ratează. Și dacă acum următorul jucător, vorba de Philipp Lahm, va transforma capitanul echipei, dacă Lahm înscrie, totul se termină. Philipp Lahm, gol! Philipp Lahm și câștigă generația 2017. Iată că deși 90 de minute echipele au fost egale la loviturile de departajare, jucătorii care activează 2017 au învins legendele fotbalului, fraților. Cam atât pentru acest video, pentru acest test, mai bine zis, am încercat să comparăm cea mai bună echipă din 2017 cu cea mai bună echipă formată din jucători care s-au retras. După părerea mea au fost două echipe egale, însă dacă voi aveți altă părere, nu uitați să scrieți acest lucru în comentarii. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, nu uitați să lăsați un like la acest video dacă v-a plăcut. Noi ne vedem mâine pe live stream, unde vom face câteva drafturi și vom lăsa niște pachete pentru că am făcut ceva bani pe Ultimate Team. Până atunci, vă urez o zi frumoasă, la revedere!